În cartierul Baba Novac, echipele municipalității au intervenit cu utilaje în vederea asfaltării. În acest moment, muncitorii lucrează la amenajarea străzii Scheia, aceștia pregătesc terenul, iar ulterior vor turna și primul strat de asfalt. Constanțenii sunt încântați de lucrări și speră ca aceste acțiuni să se desfășoare și pe alte artere de circulație. Era nevoie. Cum era înainte? Erau gropi, erau de nivel? cum e aici. Cum vedeți pe partea asta, așa era și aici. Deci e bine, nu? E foarte bine. Este foarte bine, așa ar trebui peste tot, pe toate străzile. Astfel de lucrări au loc în mai multe zone din oraș. De exemplu, în cartierul kilometrul 45, carosabilul este modernizat. Aici se va acționa cu utilaje de frezare pe strada Progresului, tronsonul delimitat de strada Meșterul Manole și strada Liliacului, iar traficul rutier va fi restricționat alternativ, pe câte un sens de mers până la ora 16.